De la an la an, încrederea cetățenilor în justiție a crescut, iar succesul luptei anticorupție a ajuns să fie apreciat nu doar intern, ci și la nivel internațional, țara noastră fiind în punctul de a exporta acest model în regiune. Această evoluție nu ar fi fost posibilă dacă în România nu s-ar fi produs o temeinică asumare socială a unui set de valori solide. În tot acest interval, nu numai capacitatea statului de a face față provocărilor ce țin de corupție a crescut, dar, lucru extrem de important, și mentalitățile s-au schimbat. Am avut dovada acestui fapt recent, când am văzut cu toții că cetățenii României anului 2017 nu mai tolerează minciuna, corupția sau compromisul. Dimpotrivă, acești oameni au așteptări pe măsura de la instituțiile statului, au așteptări ca viața publică să aibă în centrul ei respectarea legii și integritatea. România a devenit nu numai un model de bune practici instituționale în materie de luptă anticorupție, ci și o sursă de inspirație pentru cetățenii altor state de a manifesta și a-și exprima în mod public refuzul de a mai accepta actele de corupție. Indignarea și mobilizarea fără precedent a românilor din ultima lună, ca și reacțiile partenerilor externi, sunt semnale clare că țara noastră trebuie să-și continue parcursul de consolidare a democrației și statului de drept și, în acest sens, continuarea luptei anticorupție este o cerință esențială dacă ne dorim un stat modern. De altfel, încercările executivului de a modifica legislația penală au fost amendate în raportul MCV de anul acesta, în care se trage un semnal serios de alarmă, în sensul că orice schimbări menite să slăbească eficacitatea instituțiilor judiciare care combat corupția, ar atrage după sine reevaluarea progreselor realizate de România în acest domeniu.